Vă rog să ne ridicăm pentru intonarea imnului. Aplicarea mobilității pentru domnul Ghica Ioan din funcția publică de prefect a județului Bacău în funcția publică de inspector guvernamental. Având în vedere prevederea articolului 27 aliniatul 1 litera A, articolul 30 litera A și articolul 33 aliniatul 1 litera C din hotărârea guvernului 341 din anul 2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 19 din legea 90 din 2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a Ministerilor, cu modificările și completările ulterioare, și al articolului 19 aliniatul 1 litera A din legea numărul 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilității pentru domnul Ghica Ioan din funcția publică de prefect al județului Bacău în funcția publică de inspector guvernamental. Articolul 2. Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizia primului ministru. Semnează prim-ministru Sorin Mihai Grindeanu. Hotărârea are numărul 236 din 20 aprilie. A fost publicată în Monitor Oficial al României, partea 1, numărul 286, din 24 aprilie. De asemenea, în cadrul acelei ședințe de guvern s-a adoptat hotărârea privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica Luminița. Având în vedere prevederea articolului 19 aliniatul 1 litera A, articolul 89 aliniatul 2 indice 1 și ale articolului 92 aliniatul 1 indice 1 din legea numărul 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Doamna Coșa Maricica Luminița exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Bacău. Semnează prim-ministru Sorin Mihai Grindeanu. Hotărârea are numărul 237 din 20 aprilie și de asemenea a fost publicată în Monitor Oficial al României, partea 1, numărul 286 din 24 aprilie. Doamna prefect, felicitări pentru nominalizare. Vă mulțumesc jurământul pe care vă rog să-l citiți și să-l semnați. Vă rog să vă ridicați. Eu, Coșa Maricica Luminița, numită în funcția publică de prefect al județului Bacău, prin hotărârea Guvernului numărul 237 din 2017, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62, alineatul 6, al legii numărul 188 din 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur că respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numită, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, vă rog să vă ascult. Doamna prefect, în numele conducerii Ministerului Afacerilor Interne și al Guvernului României, vă urez bun venit la conducerea instituției prefectului Bacău. Bun venit în rândul înaltilor funcționari publici. Experiența dumneavoastră profesională de până acum, sigur, vă recomandă să vă exercitați noua funcție pe care o aveți, cu siguranță, într-un mod onorabil. Vă doresc un mandat cât mai ușor, cu cât mai puține probleme. Aș dori să știu că și până ca și până acum veți aplica, respecta legea în județul Bacău pentru și în favoarea locuitorilor acestui județ. Fiind un moment festiv, sigur cu emoții și pentru dumneavoastră, ca și pentru mine de altfel, să ne adresați câteva cuvinte nouă. Mulțumesc frumos, domnule director. Domnule director general, domnule inspector guvernamental, domnule suprefect, distinși invitați, onorată asistență. În primul rând, așa cum a zis și domnul director general, mă simt copleșită de emoții. Doresc să mulțumesc Guvernului Sorin Grindeanu pentru încrederea acordată. Ca și persoană publică, marea majoritate a dumneavoastră mă cunosc. Vă asigur de buna mea colaborare cu toate instituțiile de concentrate. Îmi doresc ca instituția prefectului județului Bacău să fie o instituție vie, să lucreze doar pentru folosul cetățeanului, doar pentru respectarea legilor, a Constituției României și pentru aplicarea programului guvernamental al Guvernului Grindeanu. Astăzi, pentru mine personal, Maricica Coșa, are loc trecerea într-o altă etapă a vieții. Așa cum mă știți mulți dintre dumneavoastră, ne-am format împreună, îmi doresc și am avut o bună colaborare. Mă uit la colegi din sală, presă, instituții de concentrate, cu toții am colaborat, mă cunoașteți ca om, vom colabora și în continuare la fel. Mulțumesc colegilor care mi-au acordat de-a lungul carierei mele de persoană publică, astăzi de funcționar public.
pentru tot sprijinul acordat. Voi fi în continuare aceeași Maricica Coșa, de această dată reprezentant al Prefecturii Județului Bacău. De asemenea, am un mesaj pentru angajații din cadrul Prefecturii Bacău. Îmi doresc ca împreună cu domnul subprefect să fim o echipă. Îmi doresc ca împreună cu autoritățile locale, de la secretarul comunei, viceprimar, primar, domnul președinte al Consiliului Județean, să fim aceeași echipă pentru locuitorii județului Bacău. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc mult, doamna prefect! Mă bucur să aud aceste cuvinte spuse de dumneavoastră. Acum, pentru a-i mulțumi pentru întreaga activitate domnului prefect Ghica și pentru a dura spor în activitate în funcția de inspector guvernamental pe care adânsul a revenit, începând de momentul publicării monitorului oficial, să-i adresez mulțumiri pentru întreaga activitate. Anul trecut a fost un an complex cu organizare de alegeri, cu multe situații de urgență. Ghica, dacă doriți și dumneavoastră să ne adresați câteva cuvinte, v-aș ruga. Domnule director general, doamnă prefect, domnule deputat, domnule subprefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamnelor și domnilor. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat și care m-au ajutat să îmi duc la îndeplinirea atribuțiile deloc ușoare de prefect al județului Bacău. Vă mulțumesc, vă doresc toate gândurile, toate lucrurile bune pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. Doamnă prefect, pentru dumneavoastră vă doresc mult succes, sănătate și putere de muncă. Vă mulțumesc! Profit de ocazie, alături de noi este și legislativul României, domnul deputat, dacă doriți și dumneavoastră să ne adresați câteva cuvinte în acest moment, vă rog. Mulțumesc, domnule director general. Un gând bun tuturor, un găsit. E de salutat faptul că, iată, și funcția publică administrativă, tinerii ușor, ușor acced din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai competent exprimată funcția publică. În comparație cu funcția publică electivă, care iată în decembrie anul trecut, a arătat un nivel de împrospătare cu tineri până la nivel 68,7%. Deci, iată un motiv pentru care astăzi putem cu toții să ne exprimăm speranța că tinerii ajung la decizia administrativă, la funcția numită, în vederea exercitării propriilor aptitudini căpătate de-a lungul anilor, fie în sistem electiv, adică în funcție alese, fie în sistem administrativ, adică a celor numite. Pentru că e la începutul mandatului și pentru faptul că doamna Luminița Coșa nu mai are funcție electivă, și cu buna mea experiență de administrație de 16 ani, o sfătuie să aibă o bună colaborare cu micul guvern din teritoriu, pentru că deconcentratele în teritoriu reprezintă micul guvern. Dânsa reprezintă oarecum o funcție de mic premier în județ, să manifeste aceeași deschidere față de relația cu reprezentanții marilor centrale sindicale existente pe raza județului Bacău, de asemenea să colaboreze cât mai puțin cu instituțiile care sunt de fiecare dată puse în situația de a interveni
în situații de urgență, deci foarte cuvinte, le doresc să aibă un mandat și o colaborare lină și fără evenimente. Asta pornind de la faptul că eu am trăit destule evenimente în funcția administrativă și nu în ultimul rând să vegheze la ceea ce trebuie să facă de fapt un prefect în actualul context juridic al definiției funcției de prefect. Acela de a veghea la implementarea corectă și la timp a legii. Îi doresc succes și doamnei Marcica Coșa și domnului subprefect să faceți echipă, pentru că și în politică și în administrație e ca în matematică. Doi întotdeauna e mai mare ca unul. Vă mulțumesc! Continuare, l-aș ruga pe domnul președinte al Consiliului Județean, dacă și dânsul dorește să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog, domnule președinte. Da, mulțumesc mult de tot. Bună ziua, domnule director general, doamnă prefect, domnul inspector guvernamental, domnule deputat, domnule prefect, domnule viceprimar. Vreau, în primul rând, să mulțumesc domnului Ghica pentru colaborarea pe care am avut-o în calitatea dumnealui de prefect în cele 10 luni în care am colaborat și să-i doresc sănătate și putere de muncă în continuare în noile misiuni. Experiența acumulată și expertiza în toți acești ani a doamnei Coșa Maricica, pentru că e o colaborare veche, calitate de consilier județean, calitate de vicepreședinte, în calitate de director adjunct la Asociația Dezvoltare Intercomunitară și în alte misiuni din diferite proiecte în societatea civilă. Am avut o colaborare foarte bună, constructivă, ceea ce îmi doresc și de aici încolo și în numele echipei Consiliului Județean, alături de domnul subprefect Valentin Ivancea, doresc să ne unim eforturile și să ne ducem la bun sfârșit proiectele județului Bacău, încât să contribuim din plin la îmbunătățirea calității vieții semenilor noștri. Vă mulțumesc și vă doresc mult, mult succes! Mulțumim mult, domnule președinte! Domnule viceprimar, dacă doriți și dumneavoastră să ne adresați câteva cuvinte, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, domnule director general, doamna prefect, domnule deputat, domnule președinte, stimați invitați. Vreau să o felicit pe doamna Coșa pentru această onorantă funcție, având în vedere că o cunosc de foarte multă vreme. O zi este mult puternic, perseverent, ambițios și pe scurt, cred că astăzi este la locul unde trebuie. În ceea ce privește colaborarea, Primăria Bacău și Bacău, ceea ce spunea doamna prefect, este deschis la orice colaborare. Vom face cu siguranță o echipă, atât cu Consiliul Județean, cât și cu Primăria Bacău. Și vă asigur de tot sprijinul nostru, doamna prefect. Ce pot să îi urez, doamne prefect, decât multă sănătate, multă înțelepciune, putere de muncă și, așa cum spunea cineva de aici, un mandat ușor, dar cu multe realizări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule viceprimar, pentru că este sfârșit de program, pentru că știu că toată lumea vrea să se îndrepte către treburile personale. Eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea dumneavoastră la acest eveniment festiv. Vă doresc o zi bună în continuare, o săptămână cât mai ușoară, dar nu în unul rând, i-aș da cuvântul doamnei prefect, care să vă fac o invitație. Încă o dată țin să vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de această zi emoționantă pentru mine. Am rugămintea, dacă vă permite timpul cu fiecare dintre dumneavoastră, să îmi oferiți prilejul de a vă mulțumi personal, să ciocnim o cupă de șampanie în buna noastră colaborare. Și ospitalitate. Și ospitalitatea prefecturii. Vă rog, poftiți! Pe mine s-a acționat, dar de vedere, poftiți! Pentru
de la investirea dumneavoastră în agenda de lucru mi-a permis. Mult succes și din partea mea personală și din partea domnului ministru interiorului. Sunteți invitați mei la o